Bun găsit, dragilor! Să știți că fericirea este o alegere și modul în care ne gestionăm emoțiile poate să ne salveze viața. Cărticica aceasta, emoțiile negative, mi-a confirmat lucruri pe care le cunoșteam într-o oarecare măsură, dar știți prea bine că învățătura se repetă, nu-i așa? Repetiția e mama învățăturii. Este foarte greu de suportat o emoție negativă. Emoțiile negative ne bulversează, ne destabilizează și nu știm cum să le potolim. Important este nu să controlăm emoția, pentru că atunci când simțim furie sau ură față de cineva, vrem să reprimăm acea emoție. Poate ne simțim chiar și vinovați. Ne culpabilizăm și ideea este să simțim emoția respectivă, să o trăim, fără să o judecăm. Asta am înțeles din carticică. Să ne lăsăm loc și timp pentru a simți, dar să eliminăm din obiceiurile noastre judecata. Așadar, important este să gestionăm emoția, nu să o controlăm. Este o diferență. În fine, o să vă citesc câteva aspecte sau o să vă menționez, așa cum am înțeles eu din această carte, aspecte poate care vor face diferența în viața voastră, dacă doriți să le testați, fără să mă credeți. Dacă lăsăm noi mintea să circule, vom vedea că există o sumedenie de gânduri pe parcursul unei zile. Am aflat că noi rulăm în mintea noastră aproximativ 60.000 de gânduri, dintre care câte credeți că sunt pozitive și câte sunt negative. Chiar acum puteți să opriți și să scrieți în comentarii câte credeți, cât la sută dintre aceste gânduri sunt pozitive și câte sunt negative. Ei bine, trebuie să știți că 80% dintre gânduri sunt negative. Iată. Dalai Lama spune: în fața unei probleme, dacă poți face ceva, este inutil să-ți faci griji. Dacă nu poți face nimic, este inutil să te îngrijorezi. Așadar, grijile cumva trebuie eliminate. De asemenea, este important să ne observăm gândurile fără, repet, a le judeca. Sunt mulți oameni care își dau seama că mai importantă este inteligența emoțională decât IQ-ul. Practic, un angajator ar aprecia mult mai mult o persoană cu o inteligență emoțională ridicată decât dacă acea persoană ar avea un IQ ridicat. De ce oare? Tocmai pentru că, într-adevăr, a gestiona emoțiile reprezintă cheia succesului în viață. Succes însemnând aici nu neapărat activarea laturii financiare, ci succesul spiritual, până la urmă, dacă îmi permiteți exprimarea. Acel echilibru. Acel echilibru și acea conștiință de sine, dar și relaționarea pozitivă cu ceilalți. Inteligența emoțională nu este un talent născut, citesc din carte, ci mai degrabă o capacitate dobândită pe care o putem dezvolta și perfecționa. Așa că, dacă observați că nu aveți inteligență emoțională, dacă nu știți încă să vă gestionați emoțiile, nu înseamnă că trebuie să disperați. Înseamnă că trebuie să vă dați timp pentru a observa, pentru a simți și pentru a nu mai judeca emoțiile. Totul ține de exercițiu. Să presupunem că vreți să deveniți șoferi și că nu știți nici măcar unde se află pedalele sau nu știți cum să executați acele manevre. Este ceva normal, nu trebuie să vă speriați. Este vorba despre exercițiu, despre crearea unui reflex. Așa se întâmplă și în situația gestionării emoțiilor. Totul se învață. Trebuie răbdare. Cea mai mare forță a noastră este să ne acceptăm vulnerabilitatea și să vorbim despre ea. Iată.
Făcând acest lucru, îl vom lăsa și pe celălalt să o facă. Așadar, a fi vulnerabil în fața cuiva înseamnă o mare tărie, nu înseamnă o slăbiciune. Cu cât suntem mai conectați la propriile emoții, cu atât mai mult vom fi în măsură să ne conectăm și la emoțiile celorlalți, fără a-i judeca. În cărticică sunt tot felul de experimente, tot felul de exerciții, de respirație. Respirația e foarte importantă pentru calmare. Iarăși, exerciții referitoare la ascultare activă. Ați văzut că în momentul în care discutați cu un prieten, tindeți să îi dați sfaturi, eu fac asta. Am impresia că știu mai bine cum e treaba și, nu știu, vreau să-l ajut. Intenția este bună, evident. Vreau să-l ajut pe omul respectiv și ofer niște sugestii pe care poate omul nici măcar nu mi le-a cerut. Așa că un sfat este acela de a te abține să vorbești sau să-ți exprimi părerea. Pune întrebări, un alt sfat. Altul, nu vorbi despre tine decât dacă interlocutorul te întreabă și nu oferi soluții decât în momentul în care, de asemenea, persoana respectivă te întreabă, ți le cere. Și spune bine că în momentul în care simțiți ceva, când aveți o emoție, înseamnă că în corp s-a manifestat. De exemplu, ați avut o durere abdominală, un gol în stomac. Corpul cumva ne arată ce simțim, ne anticipează emoția înainte ca emoția să fie conștientă. Dacă simțiți un gol în stomac, se spune că stomacul este cel de-al doilea creier. Înseamnă că avem deja a face cu o dificultate, cu o problemă. Înseamnă că urmează să experimentăm o emoție negativă. Așa percepem noi, nu? Emoțiile ca fiind negative și pozitive. O emoție mai puțin plăcută, poate tristețea, poate rușinea, poate vinovăția. Și e bine să ne acceptăm această stare și să vedem cum o putem, cum să spunem noi, cum o putem gestiona. Cred că acesta e cuvântul la care voi rămâne. După cum știți, emoția reprezintă energie în mișcare. E, energie, motion, mișcare, deplasare. Emoția, din latinescul motio, mișcare, este o experiență psihofiziologică complexă a stării de spirit a unui individ când reacționează la influențe biochimice interne și de mediu, adică externe. La oameni, emoțiile induc în mod fundamental un comportament fiziologic, reacții expresive și o conștiință. Spuneam că sunt foarte multe exemple din viața reală. Corpul, iată, este partea vizibilă a inteligenței emoționale. Sunt cele 6 emoții de bază prezentate și aici. Bucuria, care ne luminează zâmbetul, nu? Chipul. Tristețea. E bine, corpul resimte cel mai bine, spuneam, aceste stări, aceste emoții. Corpul este greoi în cazul tristeții, spatele a plecat, umerii lăsați. Ochii sunt goi, iar bineînțeles, colțurile gurii sunt lăsate. În cazul dezgustului, iată, a treia emoție, un colț al buzei superioare se ridică și odată cu ea și nara corespunzătoare. În cazul fricii, a patra, gura se poate deschide, buzele se crispează, chipul pălește. Furia. Aici gura este strânsă și crispată, privirea este necruțătoare, sprâncenele încruntate, nările freamătă. Iar în cazul surprizei, gura și ochii se deschid ca și cum am vrea să vedem mai bine. Foarte bine mi-a ieșit lecția cu clasa 7-a pentru inspecția mea de gradul 1. O lecție referitoare la emoții, chiar la descrierea unei emoții. Și copiii și-au dat seama de anumite aspecte ce au experimentat în viața lor, ce au simțit când poate mama a fost sunată că și s-a spus că fiul ei a luat o notă mică la școală, sau când s-a certat copilul cu un alt copil, sau când persoana plăcută de către elevul în cauză i-a zâmbit. Copiii își dau seama de aceste emoții pe care le experimentează mult mai bine decât adulții, pentru că, într-o oarecare măsură, până la o anumită vârstă, copiii își păstrează capacitatea aceasta de a simți, de a trăi și de a nu judeca. Inocența, până la urmă. De exemplu,
Am fost sunată de la școală pentru a mi se spune că fiul meu a căzut pe scări. Asta este situația. Senzația corporală. Durere în piept, suflu întretăiat. Emoție. Frică, neliniște. Da, ele sunt niște exerciții pe care le putem face așa pe trei coloane. Situația, senzația corporală și emoția. Și e bine să le punem pe foaie. Știți că cel mai bine aflăm rostul unor aspecte în momentul în care le punem pe foaie. Ce înseamnă când ești hiperemotiv? Ai tendința de a-ți coborî privirea în fața privirilor insistente. Îți bate inima puternic, suferi de vreun complex, simți că te sufoci, îți transpiră palmele, îți vine foarte greu să-ți exprimi furia. Sunt niște persoane care se numesc hiperempatice și ele funcționează ca niște bureți emoționali. Gândiți-vă dacă faceți parte din această categorie și o să vedeți cum puteți observa emoția și cum puteți să o tolerați până la urmă. Pentru că face parte din voi. De 3000 de ani, medicina chineză asociază emoțiile cu 5 organe vitale. De exemplu, furia este asociată ficatului, neliniștea, plămânilor, grijile, spinei. Tristețea are legătură cu plămânii, frica cu rinichii și bucuria cu inima. Sunt foarte, foarte interesante aceste aspecte. Știți că din familie ni se spune, ești băiat? N-ai voie să plângi, trebuie să fii puternic. Sau pentru o fată? Pentru o fată trebuie să scrii mult mai frumos. Trebuie să înveți mult mai bine. Noi cumva tăiem aripile copiilor. Nu-i mai lăsăm, nu-i mai permitem să-și exprime emoțiile și acest lucru este dăunător. Copilul trebuie să știe că este înțeles. Știți că este evident util să-i spunem unui om, înțeleg prin ce treci, te cred, văd că ești neliniștit. Nu trebuie să minimalizăm emoția celuilalt. Și iată, copiii, prin regulile acestea sociale, învață că ei nu trebuie să își exprime, să-și exteriorizeze emoțiile și este un lucru negativ. Așadar, trebuie să lăsăm copilașii să simtă emoțiile, să le spună, să aibă încredere în noi. Un lucru foarte interesant am mai aflat. Încă din uter, bebelușul este conectat la emoțiile mamei. Și din alt videoclip am aflat ceva foarte interesant, trebuie să vă spun. Mi s-a părut incredibil. Sânii, de fapt, reprezintă o fabrică de iubire. De exemplu, un copil, un sugar, dacă are o anumită afecțiune, corpul mamei va produce lapte util pentru afecțiunea bebelușului. Strict pentru afecțiunea lui, pentru tulburarea lui. E genial. Asta ca o paranteză fiind spus. Fiind spus. Ei bine, este util să încercăm să spuneam, să-i dăm libertate copilului să-și exprime emoția. De exemplu, un copil spune, mami, este un monstru în camera mea. Copiii își exprimă frica, făcând apel la imaginație și noi îi liniștim, pentru că, desigur, nu sunt monștri sub patul lor. Dar, mami, dacă se întoarce? O soluție ar fi să aprindem lumina, să-i arătăm că, iată, nu e niciun monstru. Hai să închidem la loc lumina, hai să-l căutăm, uite, nu este monstrul. Cumva să ne familiarizăm și să ne și jucăm cumva cu emoția respectivă. De asemenea, o altă variantă ar fi să-l punem pe copil să deseneze monstrul și să-l ascundem într-o cutie, să ascundem foaia respectivă cu desenul în cutie și să spunem că el se va deschide, el va ieși de acolo doar când noi deschidem cutia. Și că, practic, copilul se simte în siguranță astfel. Puțin mai departe și cred că este util să aplicați asta. Portretul chinezesc al fricii mele. Gândește-te la o teamă pe care o ai în prezent. De exemplu, teama de rezultatele ultimei analize de sânge. Și zic așa. Dacă frica mea ar fi un animal, merge și cu copiii să facem asta. Ar fi. Sau dacă frica mea ar fi un personaj, ar fi. Dacă frica mea ar fi o țară, ar fi. Dacă frica mea ar fi o culoare, ar fi. Dacă frica mea ar fi o unealtă, ar fi. Dacă frica mea ar fi o meserie, ar fi, de exemplu, meseria de profesor. Da? Cam așa arată exercițiul.
dacă se poate vedea, completând spațiile punctate, da? Dacă frica mea ar fi un animal și completăm efectiv spațiile punctate, sau mai putem apela de asemenea la desen, mai ales în cazul copiilor. Iată, ceva foarte interesant. În familiile care își propun să-și protejeze cu orice preț copilul de orice dificultate, aceștia riscă să se teamă de orice. Sunt acei părinți care au tendința să protejeze excesiv copiii și aceștia practic rămân cu o frică permanentă. Și trebuie cumva să ne detașăm de acest comportament parental de a proteja excesiv copilul, de a-l ține în acea bulă. Copilul va avea temeri mai raționale, cum ar fi teama de a fi abandonat, pierdut, respins sau devorat. Temeri pe care le regăsim materializate în monștri, vrăjitori și lupi. Și soluția am dat-o puțin mai devreme, aceea cu desenul ascuns într-o cutie, pe care îl scoatem numai când dorim. Și iată cum se poate remedia această situație, tot pe baza jocului până la urmă, pentru că și spre a bine copilul învață mult mai mult din joc sau prin intermediul jocului. Aici, practic, sunt evidențiate toate fricile și toate soluționările lor, toate emoțiile, doar fricile, emoțiile la modul general, furia, frica, vinovăția. Exerciții foarte frumoase referitoare la respirație, cât de important este să respirăm conștient, abdominal. Iată, stâlpii susținerii structurii noastre psihice. Stima de sine, afecțiunea celor apropiați, siguranța că aparținem unui grup. Cât de importante sunt. Așa de banale ne par, dar atât de importante sunt. Ia uzi, tipuri de rușine, rușine corporală, poate sunt prea grasă sau poate prea slabă, rușine afectivă, cum că ne să vedem aici la afectivă, zice așa, rușinea față de familie, de o rudă, de un frate, rușinea față de cei pe care îi iubești. Da, mi-e rușine față de Cutărescu, de exemplu, nu pot cânta în prezența iubitului meu, dau un exemplu. Intelectuală, rușinea referitoare la coeficientul nostru de inteligență, ne considerăm, nu știu, inferiori față de cineva, sau socială, rușinea de a aparține unui anumit grup social, iată câte forme ale acestui sentiment. Gelozia este un amestec de furie, tristețe, frustrare și dezgust. Invidia față de cineva. Se întâmplă pentru că noi nu avem suficientă încredere în noi. De aceea avem gelozie. Informații despre anxietate. Anxietatea este caracterizată de un sentiment de neîncredere, de indispoziție, de tensiune, de frică față de un eveniment ușor de identificat. Avem un examen, de exemplu, avem o întâlnire sau naștere. Alte aspecte. Iată, se spune că există anxioși, numeroși anxioși printre creatori, artiști sau scriitori. Au o sensibilitate aparte aceste persoane. Există și fobii, agorafobia, frica de locuri publice, claustrofobia, știți prea bine, frica de locuri închise și zoofobia, frica de anumite animale, de exemplu de șerpi. Și sunt mult, mult mai multe fobii. Știu că am căutat odată pe internet fobiile extraordinar de multe. Extraordinar, nu, nici nu știam de existența unora dintre ele. Nu știam că există așa ceva. Depresia. Depresia este cumva pe o scară mult mai înaltă decât anxietatea, în sensul negativ al termenului. Ce înseamnă depresia, de fapt? Care sunt simptomele? Stare de tristețe, lipsa apetitului, oboseala, tulburări ale somnului, agitația, sentiment de inferioritate, pierderea stimei de sine, gânduri negre, chiar sinucigașe. Este necesar să mergem la psihoterapeut, deci nu se poate fără terapie în cazul depresiei și cu multă răbdare, cu multă înțelegere, cu multă empatie față de cei din jur, da?
și ceilalți trebuie să aibă empatie față de noi în momentul în care avem o stare de genul acesta sau de genul acesteia. Iată, un lucru important de plină conștiință constă în focalizarea de plină a atenției pe momentul prezent, practica inspirată din budism. Observarea respirației. A medita în deplină conștiință înseamnă să fiu prezent pe deplin acum. Noi întotdeauna avem tendința de a ne plasa fie în viitor, și este o pierdere de energie, de timp, fie să ne întoarcem în trecut. Ei bine, sunt multe, multe, multe aspecte. Cert este că nu suntem gândurile noastre, ci martorii lor. Ați văzut că se întâmplă deseori să avem, să rulăm așa în minte, să, de fapt să deruleze niște gânduri care practic nu sunt ale noastre. De multe ori nu sunt ale noastre. Important să le observăm, să le lăsăm să treacă, să respirăm și să trăim în prezent. Este extraordinar de important. Ce să vă mai spun, dragilor, în momentul în care avem un conflict cu cineva, sau mai bine spus, pentru a evita în viitor un potențial conflict, este bine să ne axăm pe propriile sentimente, să-i spunem omului, eu m-am simțit așa, m-am simțit rănită când te-am văzut făcând asta sau când ai spus asta. Nu să utilizăm acel tu acuzator, tu ai făcut, tu nu ești bun, tu mă vrei moartă, tu ești un egoist. Nu. Când tu ai spus asta, eu m-am simțit într-un fel. Este important, important să cadă focusul pe ce am simțit eu și nu pe ceea ce ai făcut tu, ca să te acuz pe tine. Emoția mea, să mi-o spun, să fiu vulnerabilă în fața ta și să spun exact prin ce am trecut. Când tu ai făcut un lucru, poate fără rea voință. Obiectivul este ca rezultatul conflictului să fie câștigător-câștigător, relația aceea win-win. Pentru a reuși, trebuie să lucrăm pentru relație, nu împotriva ei. Când nu ne cunoaștem propriile nevoi, acționăm în funcție de nevoile celorlalți și ne așteptăm ca aceștia să facă la fel. Și de exemplu unei doamne care stătea cu un bărbat ce-i neglija nevoile. Asta pentru că și doamna în sine își neglija propriile necesități. Ea trăia numai în funcție de bărbat și de copil. Ea nu mai avea momentele ei cu sine. Momentul de respiro, foarte, foarte rău. Omul trebuie să fie în echilibru cu sinele, în primul rând, pentru că a putea mai târziu să fie în echilibru cu ceilalți, să relaționeze corect cu ceilalți. Comunicarea non-violentă, ce-mi place, pusă la punct de Marshall Rosenberg. Am învățat și pentru gradul 2 despre Marshall Rosenberg. Comunicarea non-violentă presupune empatie, cooperare, respect de sine, dar și față de ceilalți. Să ne conectăm la propriile nevoi și motivații și așa, în felul acesta, mult mai ușor îi înțelegem și pe ceilalți. Sunt cele patru etape ale comunicării. Observație, descriu ce văd fără să judec. Sentiment, sunt trist, rănit, furios. Nevoi, deoarece am nevoie de respect din partea ta sau de iubire din partea ta. Cerere, exprim clar cererea. Aș dori, dacă tu ești de acord, să comunicăm mai mult, de exemplu. Fără a încerca să rănim și... Acum stau și mă gândesc și la situația mea, pentru că de multe ori m-am supărat pe elevi, că nu și-au făcut tema, că am avut impresia că îmi neglijează dorințele sau nu mă respectă. Când de fapt era vorba despre ei, nu despre mine, acolo. Era problema la ei. Dar eu am transformat problema lor în problema mea. Pentru că eu m-am simțit rănită sau jignită, deși ei săracii nu și-au propus să mă rănească pe mine. Știți? Asta pentru că eu am văzut latura negativă și eu am spus, tu ești vinovat, copilule, uite, nu ai vrut să faci temă. Ești mândru sau ești, nu știu, lipsit de bun simț. Nu este o soluție bună. Cea mai bună soluție este aceea pe care am identificat-o eu și anume exprimarea unei nevoi, unei dorințe sincere. Eu mi-aș dori ca voi să învățați, ar fi frumos, ca voi să vă valorificați potențialul, dar este alegerea voastră dacă nu o faceți. Eu va trebui să acționez la notă. Nu este o răutate din partea mea, ci eu urmez un barem de corectare și va trebui să vă sancționez. Dar eu, în continuare, vă sprijin, țin la voi și vreau să vă îndreptați și vă voi ajuta. E varianta cea mai bună, dar știți cum e? Instinctul omului este mai presus uneori. Noi nu putem fi raționali. Noi uneori acționăm din impuls, din instinct și este păcat.
Spuneam că este important în momentul în care dialogăm cu cineva doar să-l ascultăm fără să-l judecăm sau fără să-i oferim neapărat un sfat dacă nu este cerut. Dragilor, cam atât am avut de prezentat. Sigur, aș mai vorbi încă o oră, dar cred că este suficient cât am vorbit despre această cărticică pentru că este necesar ca voi să o, din punctul meu de vedere, să o achiziționați. Cred că merită. Cred că merită și exercițiile și exemple din viața reală ale multor, multor persoane. Și teoria, iarăși, este extraordinară. Vă spun, am folosit-o și la clasă și a fost foarte, foarte bine. O folosesc și în viața reală. Însă dacă nu puteți, nu aveți posibilitatea sau nu vreți pur și simplu să o achiziționați, eu zic că este util și videoclipul pe care l-am creat. Dacă și voi credeți asta, vă rog să vă abonați la canalul meu, să dați un like videoclipului și să-mi lăsați un comentariu. Voi când ați fost ultima oară într-o stare în care ați experimentat fie tristețea, fie bucuria, fie frica sau alte sentimente, alte stări? Ce ați simțit concret, corporal, o durere, un disconfort undeva? Și cum credeți că se poate manifesta o comunicare non-violentă? Cum putem comunica mult mai bine? Eu vă mulțumesc pentru atenție, sunt Ana Maria, profesoară de limba română și vă îmbrățișez virtual, dorindu-vă gestionarea corectă a emoțiilor. Și dacă nu ne iese din prima, mai încercăm. Nimic nu e pierdut. Vă pup!